Ușor ca lunecă. Ușor pe domnul Radomir. Vezi? Domnul Stoica, Radomir Carna. Da, da, da. Bravo, bravo, domnul Stoica. Și vouă, pe podium. O lăsăm întâi să urce pe podium Ana Maria, locul 3. Medalele sunt înmânate de către doamna Ana Maria Dragoș, director cadrul Centrului Cultural Județean din Arad. De asemenea, florile sunt înmânate de către Sorin Roman, consilier în cadrul Consiliului Județean Arad. Locul 2. Vicecampioană, cadru probe de 21 de kilometri, Șanzor Monica din Cluj-Napoca. O oră, 39 de minute, 46 de secunde este timpul cu care a parcurs cei 21 de kilometri. O mare competiție, o oră, 38 de minute, 21 de secunde. Acesta a fost timpul cu care a parcurs 21 de kilometri. Florica Cristia! Felicitări, Florica Cristia! Acesta este podiumul acestei ediții, cea de-a doua a crossului și semi-maraton. Să le aplaudăm încă o dată pe cele trei câștigători de la unitatea dumneavoastră 01249 din Arad. Așadar, încă o dată timpul, o oră, 11 minute, 58 de secunde pentru Monariu Dan, poziția a treia. Aplauze pentru generalul! Poziția a doua a clasamentului, o oră, 11 minute, 45 de secunde, Crainic Andrei Marius sosește din Cluj-Napoca, de la CSM Cluj-Napoca. Domnilor. Și acum, locul întâi, cu un timp extraordinar, o oră, 10 minute și 13 secunde. Campionul ediției trecute, prima ediție a fost câștigată de Mâneran Constantin Gabriel. Alergând din scenă. Așadar este vechiul și actualul campion. Felicitări! Mâneran Constantin Gabriel din Arad. Aplauze pentru Constantin Gabriel.